Mărul, după ce iese afară din depozit, se pun la lădiță să sortează, că mai sunt și cu defecte care sunt stricate, se aruncă, se spală. După ce se spală mărul, se introduce în tocător. Tocătorul își face datoria în care le toacă foarte mărunt și se introduce în presa care urmează prin inerția apei la o presiune de 3 atmosfere, presează către pereții exteriori ca o membrană, se umflă și atunci se face procesul de sfarcere a mărului tocat. Îi pun capacul la sturgător ca să-l pregătesc pentru sus, să nu-mi doar o membrană cu apă. Aia presează, deci nu presează după. După ce se sparge mărul tocat, se pune în bazine speciale care le am aici, de unde am cumpărat instalația. După aceea se introduce și în pasteurizator. Pe parcursul ce vasele se umplu cu sucul de mere, pasteurizatorul funcționează. El ajunge undeva la 90 de grade ca temperatură, după aceea se oprește din pasteurizare, coboară la 60 de grade și se introduce la sticlă. Când trece de 3 atmosfere, deschide și papa, vede. Atât e reglat el. Presa, am depresurizat presa ca să nu aibă presiune de apă și acum scot din el masa uscată care s-a strâns. Exact ce se aruncă, cum e la strugure de ajung tescovii. Numai că la noi mărul îl aruncăm când mai avem animal. Era bun de folosit în hrană animal, mai ales pentru lapte. Acum ce o să faceți cu resturile? Resturile îl arunc. Le pun pe loc, le pun ca și îngrășământ. 70 de kilograme de măr intră și rămâne masa uscată undeva la 35. Masa uscată era bună la cofetărie. Da, da, trebuie făcut acum plăcintă într-o oră, să faci plăcinta. Altfel oxidează. Da. El ca și rest de la fabricație nu conține altfel nimic. E o masă uscată, exact cum e presa. Dar se face și celuloza și toate. Masa celulotică. Instalația este undeva la 3300 de euro. În ea intră componente ca storcător, tocătorul, am două bazine de 60 de litri, pasteurizatorul și este o cuvă de inox care el se stoarce. Tot materialul fiind de inox și tocătorul de plastic, nu există acea oxidare și bacterii și micoze, exact ca procedura la vinificație. Și în rest nu conține absolut niciun fel de oxidanți, nu conține zahăr, nu conține nimic, este măr presat la rece. E foarte dulce pentru că soiul de măr pe care este e o plantație nouă înființată în care ea deține o instalație de irigație cu picurare și mărul nu pierde niciun fel, nu evaporă apă. Această instalație merge nu numai pe mere, el este și pentru strugure, e pentru pară, pentru vișină, pentru zmeuri și tomate. Deci tomatele se pot face foarte simplu sucul de tomate. Sucul de mere este undeva la 5 lei litru.